Bună ziua, dragi prieteni! Îl avem pe Andrei Neacșu, cercetător în fizică nucleară, teorie nucleară. De la Institutul de? Fizică și Inginerie Nucleară. Perfect! Și de la Centrul de Studii Avansate și Pregătire în Fizică. CIFRA. Oho! Centrul C2 UNESCO. Perfect! Andrei, vreau să începem cu experiența ta din America. Să ne povestești despre cum a fost, cum ai observat un sistem acolo, cum te-au primit americanii, ce funcție ai avut și așa mai departe. Bun, povestea cu America e un pic mai veche, pentru că începe cu colaborări din 2007 cu oameni de acolo. Mata m-am văzut cu un profesor care am lucrat și lucrez încă la GSI în Germania, la Institutul de Ion Gray de la Darmstadt. În 2007, în octombrie, și am mai dat peste alți prieteni acolo pe care știam și ne-am sărbătorit de ziua mea și de ziua cercetătorului în Germania. Apoi, în 2008, a fost prima dată când am mers în America. Am stat cam o lună și jumătate. Am prins când a venit primăvara, dar pe aeroport era încă zăpadă la umbră. Și promisiunea era că lasă că se termină acum aprilie, vine mai și să vezi ce frumos e. Și într-adevăr, a fost frumos, am lucrat bine și atunci, mai revenit puțin în 2010, apoi mi-am terminat doctoratul în România și imediat după ce am terminat doctoratul am mers la o poziție de postdoc acolo, care a început la jumătatea lui august. Am mers la oameni pe care îi știam, adică odată colaboratorul meu și apoi ceilalți oameni din universitate pe care îi întâlnisem în anii precedenți când am mers la colaboratorul de acolo. Deci până la urmă ei ți-au propus cumva jobul sau tu ai aplicat online? A fost o combinație în sensul că proiectul respectiv avea o poziție deschisă de postdoc și am aplicat la poziția respectivă și am fost acceptat. Acum era de așteptat că venind invitația de acolo împreună cu propunerea, nu o să fie cu refuz, nu se punea problema unei selecții. Deci, din punctul ăsta de vedere, e o invitație pe care o accept sau nu o accepti și trebuie să depui niște acte. Nu e neapărat plecam câine sur la vânătoare și să văd dacă pică ceva. Era targetat în sensul că omul respectiv vrea dintre colaboratorii lui să lucreze cu unul dintre ei și am răspuns apelului. Am aplicat și am mers. Am stat 3 ani ca postdoc acolo. S-a pensionat unul dintre profesori. Apoi urma să pensioneze unul al doilea și atunci din partea universității mi-a venit propunerea să predau. Și am predat ultimii 2 ani. Din cauza asta și pe formularele de viză care a trebuit reînnoită în fiecare an, a mea apărut că eram researcher înainte și profesor pe ultimii 2 ani. Experiența nu a fost șocantă pentru că știam exact la ce mă duc, iarăși, fiind în vizită acolo. Și deja când faci o vizită de peste o lună, cam înțelegi care e mediul. Nu e surpriza de o zi, două și după aia descoperi lucruri plăcute sau neplăcute. Așa că am mers, am colaborat, a fost bine. Din punct de vedere al universității, iarăși îi știam, mă știau, lucrurile au mers grozav. Am mers la una din conferințele importante ale Diviziei de Fizică Nucleară, acolo la Santa Fe, în New Mexico. Nu prea am avut mult timp și atunci când am predat, n-am mai avut timp absolut deloc. Dar altfel preferam să merg mai aproape, la Lansing, care e capitala statului Michigan. Eu am fost la Central Michigan University, la 60 de mile distanță, deci 100 de kilometri, 96 pentru cine vrea să fie exact. De kilometri distanță e Michigan State University, unde e și National Superconducting Cyclotron Laboratory, NSCL, și mai nou este FRIB, Facility for Rare Isotope Beams. Deci, o mare parte din fizica nucleară americană se desfășoară acolo, mai ales când vine vorba despre experimente, dar și grupul de teorie e puternic. Așa că mergeam acolo la întâlniri și la workshop-uri și conferințe. Am mai fost la Argonne, unde toată lumea știe de laboratoarele mari, deci în Chicago. Și cam alea au fost plimbările care nu erau chiar
locale. Satul, orașul în care eram, Mount Pleasant, era cam 23.000 de locuitori, populația lui, și 20.000 de studenți. Wow! Asta era mai mult un loc de studenți, cum ar veni, nu? Un campus universitar foarte mare, da, un campus universitar foarte mare și puțin oraș pe lume. Mi-a plăcut foarte mult acolo. Însă, experiența americană trebuie judecată puțin într-un context mai general. Adică, mie mi-a fost bine și a fost ceea ce am vrut. Nu înseamnă că pentru oricine ce am vrut eu este ce vor ei, sau că pentru oricine este la fel de bine și de ușor. Dacă nu îi cunoști pe oamenii dinainte, dacă ești într-un alt grup, dacă ești în alt departament, toate astea schimbă, chiar dacă ai fi la aceeași universitate, în același loc. Experiența poate să fie diferită, poate să nu fie neapărat la fel de bună, poate să fie poate mai bună, dar greu mă gândesc că ar fi mai bună. Adică a fost maxim ce se putea obține la universitatea respectivă, atât ca salariu, cât și ca și colegi, mediu, tot ce ți se oferea. Ce vroiam, aia se cumpăra, acum nu eram nici eu absurd. Ceream lucrurile necesare pentru mine, apoi pentru studenți, dar lucrurile s-au mișcat bine, birocrația care mergea bine la noi acolo, nu pot generaliza pentru orice situație. Acum, în America lucrurile sunt complicate social și uneori e dificil pentru oameni din afară să prindă toate finețurile, mai ales alea neplăcute, foarte ușor. Asta înseamnă că, dincolo de tot tamtamul care se face și se formează tot felul de grupuri și politici, există probleme de discriminare, există probleme de rasism și dacă te uiți atent și vrei să le vezi, le vezi pe bune, deci nu inventate. Și iarăși pe vari grade, de la nesemnificative până la segregările astea de nu locuiesc oameni de anumită etnie, culoare, într-o anumită zonă, pentru că nu le închiriază proprietarii de acolo, pentru că băncile nu le dau creditele ca să cumpere case acolo, pentru că multe lucruri în astea. Asta în afara universității. În universitate era bine. Dar dacă te uiți la societatea americană, chiar și în locurile bune, privind cu atenție, încep să vezi imperfecțiune. Nu înseamnă că era mai rău ca la noi. Doar că nu e totul ca o poveste frumoasă. Nu mai știu de la cine auzisem asta de mult, de tot, până la chiar nu mai știu de la cine. Poate să fost o chestie mai celebră, dar eu știu din familie, cumva. La întrebarea cum e în America, răspunsul este ca în filme. Ca în care filme? Ca în toate. Ceea ce e corect. Mi-am gândit că odată am mers cu niște studenți la doctorat și ne-am plimbat prin stat și am ajuns la un moment dat la Muzeul Ford, ne-am dus și a fost tare fain, asta fiind în Dearborn, lângă, chiar în afara Detroitului, foarte fain muzeu, iar la întoarcere am venit pe un drum care trecea printr-un oraș care se cheamă Flint. Flint? Da, celebru pentru foarte multe lucruri, nici unele bune. Acolo a fost în perioada aia problema cu criza de apă în care guvernatorul de Michigan a vândut țevile vechi și au luat apă din lacuri pe niște țevi de plumb care nu erau pentru pH-ul apei respective și au intoxicat o grămadă de populație de culoare cu plumb, mai ales copii. Și nu e prima dată că se întâmplă asta în America. Scandalul ăsta a fost în 2014, am ajuns și acolo, deci de pe atunci, până când am plecat, nu era rezolvată, până în 2019 nu s-a rezolvat cu adevărat problema. Au fost donații, camioane cu apă, dar o foarte mare populație a fost afectată pe chestia asta. Dar fiind celebru de mai mult timp, din cauza criminalității foarte crescute. Și dacă stai și socotești, din cauza violenței, 3 din 100 de oameni mor. Din cauza că toți arme sunt mega... Da, și au rămas în șomaj când s-au închis anumite fabrici.
mașina mea Ford, pe care aveam acolo, am avut o mașină de poliție, un Ford Crown Victoria Police Interceptor, era, ai zice că e cea mai americană mașină americană care poate fi, nu? Din, în cel mai de mașini stat american în Michigan. Nu, nu era produsă la Detroit, era produsă în Ontario, în Canada. Mașina mea americană, pentru poliția americană, vândută apoi civililor. Pentru că s-au închis fabrici, era mai ieftin și anumite facilități financiare, mă rog, o complexitate de factori, dar realitatea a dus că s-au închis fabrici de pe lângă Detroit, inclusiv prin Flint, oamenii au rămas șomeri, au mutat producția în Canada, au mutat și în Mexic, au mutat în multe zone și rezultatul a fost o creștere a criminalității cuplată cu o corupție foarte mare în poliție. Și lucrurile s-au îndreptat înainte să plec în ultimii ani, dar totuși era stigma asta și încă era criminalitatea foarte mare. E, revenind la povestea cu copiii ăștia care am mers, ne-am oprit la un moment dat să cumpărăm niște înghețată. Și ne-am oprit și am plecat, pentru că la gelaterie acolo erau urmele de gloanțe în geam. Deci, era perete și geam, fost trase mai multe focuri de armă. Și am zis că nu vrem să ne oprim pe acolo prea mult. Deci, era și partea asta a Americii. Pe de altă parte, mai frumos, tot în statul Michigan, mergeam la Ludington. La Ludington e o stațiune pe malul unei dintre lacuri, care mai are pădure și un parc național, sau de stat, un state park, de, și un alt lac mai sus, care e tare fain. Și zona era absolut superbă. Deci era ca și cum ai fost la noi, poate la Portiță sau undeva unde ai Dunărea, lacul în spate și marea în față. Lacul mare era mare și lacul mai mic în spate era fain și un canal pe unde puteai scobori cu barca, mai jos de un baraj. Era un baraj, dar dacă puneai barca mai jos, coborai în lacul mare și dacă aveai destul de forță să vâslești, urcai și înapoi și apoi mutai barca dincolo de baraj, te plimbai pe lacurile de sus. Era fain tot. Foarte fain, cu un nisip, cu plajă, tot. Deci, din punctul ăsta de vedere, n-am dus doar niște litoral, niște... E mica de munți am cam dus doar. Era fain în New Mexico, totuși, la Santa Fe, era în munți. Dar lucrurile sunt interesante, adică observ că și acolo unde oamenii se poartă cu tine frumos, dar poate nu se poartă cu alții, nu e neapărat o chestie conștientizată că ei ar vrea să fie ticăloși. Și așa au crescut într-o societate și un sistem care zicea oamenii ăia sunt buni, oamenii nu sunt buni, așa le-a intrat lor la cap de-a lungul timpului, ăia sunt infractori, ăia nu sunt infractori, te ferești de ăia, te duci și ceri ajutor la ăia. Și chestia asta e greu de schimbat, e un curs de schimbare, dar în concluzie, să fii în situația mea, acolo erai destul de privilegiat. Dacă ai venit, poate, din alte țări, nu la fel de mult. Țări asiatice, africane, n-ar fi fost la fel de bine. Sau, din altă parte, chiar a stat Unite. Deci, da, pentru mine a fost experiența foarte plăcută. A trebuit să mă întorc din cauza unei condiții 212E pe viză, care spune că trebuie să stau înapoi în România 2 ani după ce nu se mai poate prelungi acel tip de viză de specialist. A venit pandemia, am aplicat la niște proiecte, am câștigat și acum n-am mai putut să mă mai întorc acolo pentru că trebuie să desfășor proiectele aici, care sunt în derulare și să mă țin de ele. Deci m-aș fi întors, sincer. Dar situația a fost că am studenți aici, are fostul meu coordonator de doctorat, studenți la doctorat acum care am fost studenți la master, a fost studenți de lui la master, acum la doctorat, în internă. De proiectul ăsta al meu și de altele depind salariile lor, plus că nu e bine pentru tine să întrerupi un proiect și să-l predai înainte să-l termin. Nu trebuie, adică l-am câștigat, l-am contractat și după aia să spun, știți ce, eu m-am cărat. Nu dă bine, deci nici personal, nici la nivel de instituția în care lucrez, nici pentru ceilalți oameni din echipă. Așa că acum stau și derulez proiectele respective. Care e diferența între studenții de aici și studenții de acolo și diferența dintre ce predai acolo
Și ce predai aici? Bun. Hai să luăm cu predatul, că e mai simplu. Da. Acolo am predat fizică la studenți de la medicină și la inginerie, care în general au cam fugit de fizică toată viața lor. Aici n-am mai predat fizică, am avut studenți la diplomă, dar asta nu înseamnă că le predau cursuri, ci ca îndrumător. Și am predat cursuri de, în general, legate de IT unor studenți de la facultate de fizică ce au vrut acele cursuri ce nu se puteau nici ca și credite și a fost doar ca practică în institut cu predat. Deci n-am mai predat fizică propriu-zis aici. Apoi, diferența între studenți e că acolo aveam studenți ăștia care au fugit de fizică, aici am studenți doar de la fizică, ce presupun că au vrut fizică, sau cel puțin aia care au venit la mine sunt dintre cei care au fost la fizică. Spectrul de studenți în America era destul de mare. Am avut studenți care aveau dificultăți să folosesc un calculator, până la studenți care, deși nu erau interesați de fizică, tot ce făceau, absolut tot ce făceau, făceau bine. Și munceau, unii mai mult, unii aveau nevoie să muncească mai puțin, dar nu făceau niciun compromis la calitatea nici a învățatului, nici a examenilor. Între extremele astea se aflau toți. Din fericire, am avut foarte mulți studenți din categoria celor ambițioși, care veneau să ia cursurile de fizică pentru că trebuie, nu pentru că asta își doreau ei, însă vreau să le treacă cu note mari și învățau bine. Ceea ce te bucur, adică, ok, nu pot să am pretenția că ce le predau eu e cel mai important curs. În niciun caz pentru ei nu era cel mai important curs dacă erau la medicină. Alea de medicină sunt cele mai importante cursuri. Dar dacă profesorii de la medicină au decis că anumite cunoștințe de fizică sunt necesare și că alea sunt o listă trecută în curriculumul școlar, iar eu trebuie să învăț chestia aia, eu îmi voi învăța chestia aia cât de bine pot eu și ei vor învăța cât de bine pot ei. Deci în contractul ăsta, că înțelegem că nu vreți cursul ăsta, dar trebuie, toată lumea a ieșit bine, că ei și-au luat notele și-au continuat mai departe, aveau nevoie să înțeleagă aspecte biomecanică, de electricitate, de sunet, toate astea. Iar eu le predam asta și ei își făceau treaba, își făceau temele, își luau examenele. Deci așa au fost foarte mulți dintre studenți. Era bine, era mai deprimant dacă erau foarte puțini. Unii au fost geniali, nu mulți, dar acum proporția de studenți geniali pe universitate probabil că e cam la fel peste tot. Dar era foarte competitiv să intre la medicină și vreau să prindă master, să continue, să termine acolo. Deci nu vreau să scape oportunitatea asta. Așa că erau muncitor. Pe când aici, la fizică, în general, vin fie pentru că vor să vină la București undeva și să-și găsesc un job sau habar, nu știu ce București. Nu vor să învețe neapărat nimica, dar iarăși foarte mulți vin pentru că vor specific fizică. Iar asta te ajută în dialogul cu ei, pentru că orice discuție pe care o ai, pornești la premisa că ei chiar vor să știe și de-aia discuția, nu pentru că trebuie, cum era dincolo. Deci sunt diferite categoriile de studenți, dar în final dai peste studenți buni și atunci tot efortul să scrii cursuri, să ții, toate astea merită, vezi că rămân cu niște cunoștințe și tu ca profesor știi ce le va folosi în final. Tot curriculumul acela, știi clar că unele chestii nu le vor folosi, dar poate au fost necesare ca să întărească cunoștințele și practica și exercițiul pentru a le face bine pe cele pe care trebuie să le știe. Ca să dau un exemplu, probabil că e mai puțin important capitolul de, nu știu, magnetism și electrodinamică și fizică nucleară din cursuri pentru cei la medicină, dar în mod clar cele de optică și cele de mecanică și poate puțin și din cele de spectroscopie și de fizică atomică, alea sigur
le folosesc în viitor. Chiar dacă nu zilnic, dar sunt informat și sunt în temă când se discută despre un experiment, un tratament, un simpozion în care se prezintă o nouă descoperire, ceva, trebuie să înțelegi despre ce vorbesc ceilalți oameni care sunt tot medici. Da. Și asta ar fi diferența între cursuri și studenți. Sună bine. Sună bine că ți-ai adaptat în primul rând, nu? Că poate mulți nu se adaptează sistemului. Mai avut și studenți care nu erau ai mei, de exemplu, dar cu care lucram pe diverse proiecte de robotică, de curiozități de ale lor. Ăștia erau de la fizică, dar nu la diplomă la mine sau la unul singur. Am avut la masterat cu colaboratorul meu, deci inclusiv cu mine, și am și scris o lucrare foarte bună împreună. Mare parte codul de calcul era făcut de mine, dar lucrarea a fost scrisă de student și de coordonator. Și atunci am fost o stakeholder pe un fizile transfer. Și despre ce era? Despre interferența unor mecanisme în una din reacțiile exotice din univers încă nemăsurate, adică dezintegrarea beta dublă fără neutrini în stări finale. Ok, și pe un limbaj de asta mai... Este simplu, nu? Este studiul unei reacții oarecum fundamentale pentru înțelegerea faptului că în univers este mai multă materie decât antimaterie. Ok. Deci faptul că noi existăm e dovada că există mai multă materie decât antimaterie. Probabilitatea de a produce materie și antimaterie este egală. Dar noi observăm în realitate că în univers antimateria a dispărut, dar materia a rămas. Și felul cum dispare, la nivel foarte simplu povestind, toată lumea știe ecuația de Einstein cu E egal cu MC pătrat, mă rog, ea mai are o componentă de impuls pe care lumea nu o scrie de obicei, dar pe de altă parte, unii o scuză că poate să includă în masă și poate impuls ca o masă relativistă. Nu intrăm în discuția, dar fundamentul ecuației este că acea simplă formulă spune că din energie poți să ai pe de altă parte masă și din masă poți să ai energie. Iar lucrul acesta se întâmplă în natură, se observă și o povestesc imediat cum, dar principiul că atunci când produci acea masă, produci cu probabilitate egală materie și antimaterie. Pe urmă, dacă materie și antimaterie de același tip se întâlnesc, se anihilează și devine din nou energie, nu mai rămâne masă. Acum, cum se observă e că în unele sisteme foarte energetice, adică într-un accelerator de particule, toată lumea știe de CERN, de exemplu, sau FER de la GSI, sau exact FRIB, la o anumită energie poți să nu distrugi nucleele pe care le ciocnești și dacă alegi toți parametrii exact pentru chestia asta, tu poți face un nucleu să treacă prin alt nucleu. E interesant, inclusiv la nivel de concept, în sensul că ai un nucleu mare, să zicem aur, și îl accelerezi foarte mult, dar nu exagerat de mult, ci până la un anumit nivel, astfel încât el se va ciocni cu un alt nucleu de aur și vor trece toți protonii și neutronii unui nucleu de aur prin protonii și neutronii celuilalt nucleu de aur și la final, în loc să ai o mizerie de particule, ai tot un nucleu de aur într-o direcție și altul în altă parte, identic. Dar ce s-a întâmplat este că în mediul nuclear al uneia dintre nuclee, celălalt a fost frânat. Okay. Și ele au plecat mai departe, s-au separat cu energie mai mică decât cea cu care au venit. Diferența de energie s-a dus undeva, că energia este conservată. Și ce se observă? Se observă perpendicular pe direcția acelor particule, jeturi de particule și antiparticule. Ok. Care poartă în energie și în masă diferența de energie, energia care s-a pierdut de fiecare nucleu, se regăsește în generarea de perechi de particule și alte particule. Din, ai putea spune, din nimic, din energie. Faci jeturi de particule. E o explicație mai simplistă asta, pentru ce se întâmplă acolo, e un pic mai complex, dar esența e asta, că poți să reduci energia
unor obiecte și din energia aia să faci materie. La fel cum dacă ciocnești, și cel mai simplu caz de materie și antimaterie este dacă faci o tomografie pe emisie de pozitroni, PET, Positron Emission Tomography. După cum spune numele, iei un material nuclear, radioactiv, care emite pozitroni. Imediat ce sunt emiși din corp, pozitronii, materialul pe care l-ai emisit, ei imediat găsesc un electron undeva, cel mai apropiat atom ale cele mai apropiate celule. Și pozitronul și electronul sunt un antiparticula una celelalte, se întâlnesc și se anihilează. Și atunci ce rămâne din o particulă cu masă și altă particulă cu masă, doar energia unei radiații gamma pe care o detectezi în afara corpului cu detectori. Deci este exact procesul invers, care e foarte comun și este și foarte ușor de înțeles pentru toată lumea, nu mai așa de exotic cu jeturi de particule, pur și simplu. Iese un pozitron, prinde un electron, s-au văzut, s-a anihilat, nu mai există acolo niciun pozitron, electron, nimic, nici o altă particulă nouă, doar niște fotoni de o anumită energie pe care tu o detectezi și vezi unde a avut loc reacția și ce s-a întâmplat. Crezi că vom ajunge în Star Trek în viețile noastre? Stăm să ne băgăm niște tuburi, să apăsăm pe niște butoane, să vedem acolo unde avem problema în corp și bum! S-a vindecat problema instant sau într-o zi, două, o săptămână, o lună, dar printr-o tehnologie mult mai avansată decât tehnologia din prezent? Nu în mod deosebit chiar așa. Hai să zicem, poate pentru cancer. Pentru cancer poate o să ajungem, nu? Să vedem viața noastră. Sunt multe feluri de cancer, din nou, care au metode diferite de investigare ca să le detectezi și metode foarte diferite de tratament. Dar ai putea spune pe de-o parte că ce e esențial în Star Trek, avem și acum computer, tomograf, da, RMN, toate aparatele astea, destul de mari, dar care o văd în interior, însă nu dau aparate un diagnostic. E un specialist, un medic în imagistică, se uită, vede ce s-a întâmplat acolo și ia o decizie. Deci partea de imagistică există. Partea de tratament nu există chiar așa. Cel mai apropiat ce am avea de Star Trek ar fi tratamentele anticancer cu chimioterapie? Particule. Nu, nu, cu iradiere cu particule. Ok. Hadronice, în care pacientul este imobilizat undeva, trebuie să miște, și un flux de particule cu anumită energie este îndreptat spre tumoare. Energia particulelor determină punctul la care, adâncimea la care este depusă energia lor, deci unde ele vor fi frânate maxim și distrug țesutul și distrug țesutul canceros. Deci tu vrei să treacă prin piele, să treacă prin țesutul sănătos cât de mult și să ajungă, să zicem, un cancer la plămâni, undeva mai jos și acolo să aibă, să numește, peak brag de frânare, unde majoritatea energiei este depusă într-o zonă foarte mică, foarte confinată și practic omor celulele canceroase, prevenind multiplicarea lor. Nu sunt specialist în asta, nu sunt specialist în cancer. Sunt doctor, dar nu sunt medic. Asta înseamnă că pot din când în când să aruncă o privire, dar nu să dau diagnostice. Însă, din punctul ăsta de vedere, pot să zici că sunt lucruri care au fost visate în anii 50, 60, 70 și pe care acum le avem. Dar așa că te scanează cu o lumină și te vindeci, aia încă nu. E altceva însă ce vreau din Star Trek. Sintetizatorul de mâncare. Deși e o chestie foarte complexă, ne apropiem și de ăla. Nu neapărat în sensul că downloadezi o rețetă de pe internet și ți-o produce, dar este imprimare 3D, inclusiv torturi printate 3D. Și să zic că la miros poate tricuiești cumva cu nu neapărat, niște momentan, substanțe. Momentan sunt mulțumit și cu faptul că intră niște ingrediente și iese o prăjitură în forma pe care o vreau. Destul de aproape. Deci depinde cu ce optimism privești situația. Dacă zici că mă mulțumesc cu lucrurile astea pe care le-am văzut și vor mai apărea și altele, da? Așa, pași mărunți incrementali, înaproape, înaproape, e ok. Dacă visezi din prima că
s-a scanat corpul, ți-a găsit tot și apoi mai treci odată cu niște lumine și te vindecă, aia e nerealist. Dar iarăși, nu, depinde ce așteptări ai. Nerealist în timpul ăsta, dar poate în 200-300 de ani. Sunt niște... Trebuie să evoluăm până într-un punct, anume când, nu știu, nu mai distrugem orice boală, distrugem îmbătrânirea, distrugem... În ceea ce poți face, că dacă vrei să investighezi folosind iradiere de anumit tip, atunci faci într-un anumit fel investigație, faci într-un anumit fel tratamentele și nu merge să grăbești lucrurile. Deci, n-ai putea să depui o grămadă de energie în corpul cuiva într-un timp foarte scurt și să-l vindești. Dacă faci asta într-un timp foarte scurt, trebuie să omori pacientul. Deci, sunt niște limite care nu sunt neapărat tehnologice, ci sunt mai fundamentale. Să dau așa un exemplu inventat acum. Să zicem că pentru o anumită afecțiune trebuie să iei un medicament și o cantitate de apă. O săptămână, zi de zi, de trei ori pe zi, pastila aia. Și merge. Nu poți să zici acum că faci o pastilă mai eficientă, care conține aceeași substanță, dar mai multă și bei 20 de litri de apă odată și o singură pastilă și ai rezolvat-o pentru toată săptămâna și te-ai tratat în 5 ore. Trebuie să găsești altă substanță. E alt principiu de cum ataci problema. Deci, da, de asta zic că nu. Păi, poate și așa, noi ne uităm în prezent la tehnologie într-un fel și poate lângă mai alt culoar care poate inventa altă tehnologie care rezolvă... Dar nu tehnologia întotdeauna factorul care te limitează. Om. Biologia în sine. Da, om. Că nu merge. Care organism. Ideea că o femeie naște un copil în 9 luni, deci 9 femei nasc un copil într-o lună. Nu funcționează așa, deci ai limitările biologice. Da, gândește puțin, că pe viitor o să ajungem să avem organe sintetice într-un final, da? Fiecare poate o să ai acasă, imprimantă 3D, îmi pun inima, îmi pun nu știu ce. Acum, poate nu sintetice în sensul de neapărat din compuși sintetici, cât imprimate 3D, dar țesutul este în continuare biologic. Da, clar. La asta sper că se ajunge pe data, dar asta nu schimbă cu nimic biologia omului, adică devine irrelevant că am valvele de la inimă produse luate de pe un mistreț, produse din titan sau printate 3D cu cartilagiul de om din celulele mele chiar. În final tot funcția o face și ori de la porc, ori din celulele mele, tot crohăi când sfore. Deci... Da, dar o să facă tot funcția aia, dar o să o facă perfect față de dacă ai avea o eroare în funcția pe care o ai tu în organul ăla. Desigur, dar nu, asta va fi făcut. Nu o să o pastilă care va face brusc celulele mele să zică, știi ce ne-am răzgândit, vrem să omorâm tot țesutul de acolo și după ce omorâm vrem să creștem alt țesut. Nu o să facă singur de felul lui corpul lucrul ăsta, chiar așa. Bine. Faza e că... Mai complicat și nu specialist în asta. Până la urmă, dacă să te gândești, moartea e o eroare, nu? E eroarea... Nu. E terminarea posibilității de a modifica celulele păstrând ADN-ul intact. Păi da, e o eroare. Dacă ai putea să păstrezi celule perfecte, n-ai murit. E o eroare by design, că nu poți nici o baterie, de exemplu, pe care o încarci de 300 de ori, are 300 de cicluri de încărcare, da. Descărcare, nu se defectează din cauza unei erori. Pentru că așa funcționează chimia ei. Da, mai sunt și alte baterii. O altă baterie mai avansată merge mai mult. 700-800. E adevărat. Omul 2 în 0. Dar din nou, se oprește din a funcționa și nu mai merge din cauza chimiei ei. Dar nu e o eroare, că alea defecte le dai înapoi la garanția. Acolo e eroarea. La fel și cu celulele noastre și cu ADN-ul. E făcut cu anumită redundanță, poate să suporte anumite distrugeri, anumite erori și să le recupereze de un anumit număr de ori, dar la un moment dat se termină informația de rezervă. Bun, dar dacă ne gândim așa la evoluția umană, în trecut oamenii mureau
la o vârstă 20-30 de ani. Da, dar murau de boli, nu murau asta din imposibilitatea corpului de a se regenera. Stai, moartea e o boală, de fapt. E o eroare în primul caz, dar în cazul final e o problemă. Și o boală. Un organism a murit când, acum în funcție de complexitate, fie nu se mai poate reproduce, fie nu se mai poate hrăni, fie nu mai poate funcționa. La om e cel mai complex și moartea survine când nu mai funcționează componentele, procesele biologice nu mai merg. La o bacterie poți spui că a murit când nu se mai poate reproduce. Deci în scala asta ai vari definiții pentru moarte. Dar dacă ne gândim la moartea care survine datorită îmbătrânirii, despre asta vorbeam, e imposibilitatea organismului de a se mai regenera. Atrofie. Dar asta vine dintr-o problemă fundamentală. Bun, s-a întrerupt camera din cauza că avem o cameră care este doar 40 de minute. I-am făcut testul suprem. Până s-a încălzit. Până s-a încălzit și a băbuit. Să continuăm. Era subiectul prea hot. Era prea hot subiectul, dar mai găsim alte subiecte. Hai să vorbim despre multivers și metavers. Metavers, ești la Ziguel, alu... Da, ok. Metavers nu are prea mare sens. Nu cred că o să prindă. Deci, ce se întâmplă? Eu am trei seturi de VR dedicate, care îmi plac destul de mult. Două sunt pe trei axe, zic mereu ce înseamnă asta, și unul e pe șase axe. Deci, cele pe șase axe sunt... A meu e Windows Mixed Reality, dar toată lumea știe de HTC Vive, de Oculus. Șase axe înseamnă trei axe de rotație și trei axe de translație. Ce înseamnă axele de rotație? Casca și controlerele detectează când ai făcut unghiul acesta, rotația asta, una, rotația asta diferită. Deci păstrăm o axă, păstrăm axa asta fixă și rotim în jurul ei, una, păstrăm axa asta fixă, rotim în jurul ei, a doua, și deci am făcut asta sus-jos, asta, și am a treia axă în care păstrez și a sus-jos și rotesc planul ăsta. Și trei de translație înseamnă față, spate, dreapta, stânga, sus, jos. Și astea sunt cele șase axe. Cel pe trei axe, celelalte două pe trei axe, au numai axele de rotație. Deci eu dacă mă ridic și nu mi-am înclinat capul nicicum, sistemul nu știe că aș fi făcut eu ceva. Doar când rotesc, mă uit stânga, dreapta, sus, jos, înclin pe o parte sau pe alta, atunci știe că am făcut. Și sunt motive pentru care ai vrea doar trei axe. Spre exemplu, în simulatoare auto, dacă folosesc cel pe șase axe, risc să ies din mașină. Mă așez mai bine pe scaunul pe care stau cu motorul spatele, nu stau comod. Și m-am trezit acum, fie sunt mai sus și mă uit prin plafon, fie din lateral, și n-aș vrea. Și vreau să nu contez lucrul ăsta, vreau să-mi reglez sistemul într-un simulator sau într-un joc, în care eu stau acolo, îmi pun scaunul în înălțimea și zic, ok, astea sunt, și de câte ori am dat-o jos și am pus-o la loc asta și mă joc, setările alea sunt. Nu vreau să mă pot uita de ce împrejur. Pentru unii prieteni, ei mi-au spus că le e mai ușor asta pe trei axe, ea amețește mai puțin. E o preferință personală. Acum, eu nu am amețit în VR și n-am avut ori pe cap. Nu e foarte comun să nu ai durere de cap. Foarte multă lume se amețește puțin din cauza urechii interne, ca și răul de mașină. Tu vezi ceva că se întâmplă, dar corpul nu detectează că în realitate sunt mișcările respective, intră un conflict în creier, creierul crede că te-ai otrăvit cu ciuperci, cu ceva, și se face rău și trebuie să vomiți. Asta e ce se întâmplă. Nu am pățit chestia asta. Dar ce pățesc, ca oricine altcineva, este după ce folosești jumătate de oră, o oră, te încălzești în zona ochilor. E incomod, chiar dacă e ușoară, te ține, te strânge, stai cu căștile pe urechi, te încălzești și alea. Nu e ceva ce aș vrea să port toată ziua. Și în niciun caz n-aș vrea să țin ședințe în așa ceva cum visează unii pe internet, când scopul ședinței este să discutăm o problemă. Eventual să vedem niște grafice.
Dar niciun caz nu trebuie să fiu eu acolo înconjurat de un mediu tridimensional. Asta e că, na, ai putea să construiești în VR multe chestii, să zicem, unul în America, unul în China. Dar asta se face când ai nevoie. Se predau cursuri de medicină. Da. Se întâmplă, dar nu ai nevoie de acel metavers sau meta pentru chestia asta. Sunt aplicații foarte dedicate. E ca, de exemplu, ai ceva inventat camera de bord pentru mașină și acum ai pretenția că toată lumea să filmeze cu camera de bord pentru mașină. Nu. Ai o aplicație bună la chestia asta, dar în rest lasă-mă să filmez cu altceva. Uneori, pentru anumite discuții, n-ai nevoie nici măcar de camera. N-ai nevoie, poți să vorbești la telefon. Microfon. Microfonul. Căști. Altădată ai nevoie de cameră să te vezi cu persoana cu care ești, să dai un share screen, să dai o informație de pe ecran. Ok, un schimb de informații. Care e informația adițională ce e așa de necesară atât de des încât să vrei să-ți muți jumate din viață în metavers? Nu... Nu văd de ce aș... Poate să construiești un avatar și intizia într-un joculeț să socializezi cu alți oameni noi. Un fel de... Bine, da, mă joc jocul, chestia asta. Dar ce spun că nu înțeleg este că văd reclamele alea cu Office-ul viitorului, este în VR. Nu văd de ce, eu n-aș vrea. Adică îmi place foarte mult tehnologia asta, îmi place foarte mult să mă joc. Simulatoare de mașini, simulatoare de zbor, aplicații cum sunt cele la NASA, de James Webb Telescope în VR, apoi... Observatorium, unde sunt niște echipamente spațiale, stația orbitală, Saturn 5, racheta, Lunar Rover-ul Armstrong, capsula Soyuz, satelitul Sputnik, sunt toate astea și te plimbi într-un muzeu virtual și sunt foarte faine. Apoi sunt aplicații artistico-informaționale, cum ar fi un muzeu dedicat lui Van Gogh în VR sau cafeneaua Van Gogh, aia foarte faină, în care totul ești ca într-o pictură de Van Gogh și inspirat din tablourile sale de ten și te plimbi puțin pe acolo. Tot în segmentul ăsta mi-amintesc că mi-a plăcut foarte mult o aplicație în care vedeai arta lui Dali pusă în mișcare și la mărime mare. Sunt foarte multe din astea care sunt foarte faine, desene animate în VR, dar iarăși sunt o formă de entertainment care complementează jocurile tradiționale, deci mai e o dimensiune în care mai e ceva de spus pentru senzori umani, stimuli, ceva în plus care nu poți altfel. Dar pentru lucrul de birou, nu, n-aș vrea să stau să-mi transpire pleoapele și genele și ochii și sprâncene și tot. În VR, ca să fac același lucru pe care l-aș face fără mult mai confortabil și mai bine. Este posibil ca tehnologia viitorului să fie doar casca. Asta poate să evolueze spre un casca. Într-un fel. Da, sigur, dar... Uite, acum, întâlnirea noastră. Cu ce era mai bună dacă făceam noi în VR? Nu știu, ce făceam? Ne puneam ochelari de... Sabia din mai mult, și ne puneam pe spate. Nu e nimic ce ne-ar fi... Păi aia că niște puțin, dacă făceam un VR, să zicem, aveam alți oameni în VR care interacționau și în VR cu noi. Sunt dragă de deget în VR. Unii băgau aici, aveam fiecare deasupra capului rating și în afară de rating bănuți, știi, se băga acolo 5 dolari, un, două, de gen. O să pun asta pe cameră obișnuită. Știi, bine, asta a fost o operație. Încerca să... Aude, ce-ar fi putut fi? Să-ți schimbi hainele în VR în continuu, da, ai foarte mulți sponsori. Da, sponsori. Ca la NASCAR. Da. Și trebuie să arăți acolo, da. Sponsori și să le înlocuiești. Acum, revenind la seriozitate, nu ne-ar fi avantajat cu nimic. Da. Și acum vorbim de un mediu care nu trebuie să fie deosebit de productiv, e unul mult mai relaxat și mai distractiv. Adică ne văd cum am putea noi juca un ping-pong în VR. Îmi place, e un joc Racket Fury, scris Racket ca paleta și Fury, în care e foarte fain în VR și e o experiență pe care nu o trăiești, că unele dintre arene sunt pe o podea de sticlă și vezi în jos foarte mult. E fain și joci ping-pong contra unor roboți. Deci,
partea asta de divertisment o înțeleg și îmi place foarte mult. Îmi place să mă uit la filme 3D, cu adevărat 3D. Deci televizorul 3D, cinematograf 3D nu m-a atras niciodată. Însă sunt filme, văzusem niște festivaluri de dans și altele, în care camera 360 este pusă în mijlocul grupului și te uiți de jur împrejur ca și cum ai fi acolo. Google Earth are modul de VR și te plimbi pe străzi, în loc să dai click cu mouse-ul, ești în VR. Ai putea spune, ok, nu e foarte diferit de cum te plimbi cu Street View. E adevărat, nu. Nu e diferit. Poți la fel de bine să te plimbi cu Street View, dar faptul că te uiți așa de jur împrejur și mai miști un pas în cameră, mai adaugă un pic de stimulare a senzorilor. Ești în picioare, te implică mai mult, te miști mai mult decât să dai de un mouse. Dar dacă am avea de discutat planul financiar al unei chestii în Excel și dacă trebuie să ne întâlnim să vorbim despre asta, nu văd cum biroul viitorului este în VR. Nici măcar grafica nu poți să afișa la fel de clar și de stabil ca a trimite o poză pe un monitor. Clar. Unde oricum stai, oricum te scarpin, vezi imaginea acolo și stă bine și vezi detaliile, nu clar. Trebuie să te chinui și te holbezi. Dar... Plus că poate nu e beneficiant timp pentru ochi, îți dai seama că te... ești într-un mediu închis, adică gândește că e aici, nu? Mediu. Căldura ai pomna care mă deranjează pe mine. Transpirația? Da, 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 asociată căldură. Mai ales dacă vara, stai în viară vara și stai, nu știu, să n-ai aer condiționat. Luam pauze din 20 în 20 minute, că și dacă avea aer condiționat, tu tot radiai căldură și aia nu avea unde să se ducă, era prinsă. Dacă ai avea o casă ventilată, ar intra lumină și nu vrei chestia asta. Și dacă nu intră lumină, nici aer nu se prinde prea mult și te încălzești. Și la fel, problema căștilor, că stai cu căștile pe urechi în continuu, crește temperatura. Dar marele hype e de acțiuni, de stock market. Doar atât. Din nou, nu înseamnă că tehnologiile de VR nu sunt bune, nu înseamnă că nu le vreau pe viitor. Stai seama, gândește că să folosești VR la operație. Vreau o ochelare aia augmentată în VR ca lumea, nu Microsoft Glass la $5,000 sau Google Glass. Asta, Microsoft HoloLens, ia. Apropo, proiectul HoloLens, care nu s-a materializat în ceva de uz casnic, obișnuit în ideea inițială, a dus tehnologiile în acel Microsoft Mixed Reality VR, care e unul dintre sistemele pe care l-am și care îmi place iarăși foarte mult, cu inside-out tracking, care acum a început să apară și la alții, în sensul că ai camere pe exteriorul căștii și alea se uită la controlerele pe care le ai în mână. Avantajul e că n-ai nevoie să stabilești nimic în cameră, deci vin cu laptopul la tine, l-am instalat, mi-am calibrat puțin treaba și ne jucăm în VR aici, fără să am base station și altă. Dezavantajul e că am dus mâna la spate, nu mai vede camera și după 30 de secunde începe să nu mai știe exact unde este, iar doar pe baza informației accelerometrelor din controlere se pierde acuratețea și omul dar nu știe ce e de făcut. Dar tehnologiile astea sper să evolueze tot mai mult și sunt lucruri bune pentru divertisment. Văd artă prezentată în VR, văd muzică îmbunătățită cu alte imagini, adică de la conceptul de videoclip forțat ca obligatoriu de MTV în anii 80, că nu existai dacă nu aveai videoclip. Înțeleg că va fi o progresie în care va fi o presiune tot mai mare să ai conținut în VR artistic. Dar, din nou, complementează, nu înlocuiește viața reală, nu înlocuiește biroul, nu înlocuiește întâlnirile cu colegii pe care trebuie să le ai, la care trebuie să discuți. Să vezi, noi suntem oameni, avem nevoie de socializare, asta e... Trebuie să poți să-l tragi pe unul de urechi când spune prostii în ședință și îți pierde un sfert de oră. Cum faci asta în VR? Ce faci? Dai kick și ban? Nu, nu ai rezolvat nimic. Nu-ți dă nimeni alea 15 minute înapoi. Îi dai buz. Trebuie să ajung la el, să te atenționezi, băițică, avem o treabă de rezolvat, nu? Chiar de mea. Nu poți în VR, îți mai dă și minut. Chiar că minut, pac. Ne băgăm în subiectul cu multivers? Ne băgăm. Din păcate, nu sunt prea specialist în chestia asta, dar dacă ne referim la multivers ca acea filozofie
care vrea să dea o explicație pentru anumite efecte din mecanică cuantică, atunci e o chestie cu care eu, de exemplu, nu prea sunt de acord. Ideea e așa că există o filozofie conform căreia toate posibilitățile care există pentru orice interacție, orice sistem, chiar există și se generează, practic, un nou univers care decurge din fiecare decizie. Să dăm un exemplu clasic, care nu e tocmai analog cu ceva cuantic, dar să zicem că dăm cu bani. Și există două posibilități, dar una singură va fi la final după ce ai măsurat. În ideea asta de multivers, se întâmplă ambele posibilități, deci am dat cu banul să a ieșit și A, a ieșit și B. Noi rămânem într-una din variante, dar cealaltă există independent și are evoluția sa proprie. Ori, nu există argumente suficient de solide științific cât să mă convingă pe mine că are sens să discutăm de o problemă pe care nu o poți măsura. Asta înseamnă că și dacă ar fi așa și dacă nu ar fi așa, noi nu putem afla răspunsul la problema. Să ajungem acolo. Nu trăim în realitatea aia. Și atunci ce rost are să elaborăm teorii și să discutăm despre ceva care are o imposibilitate totală de confirmare sau negare experimentală? Nu mai este știință din punctul meu de vedere. Da, bine, dar așa dacă te gândești, uite, și noi ne gândim la niște planete care sunt la miliarde de ani lumină. Dar pot fi probate. Pot fi. Dar asta nu înseamnă că le putem atinge vreodată ca... Noi. Nu. Dar ele pot fi probate cândva în viitor. Pentru că asta este o imposibilitate totală la nivel de concept de a proba. Ce rost are să mai pui problema asta din punctul meu de vedere? Da, dacă și am descoperit că există alt univers și am putea... Nu pe tematica asta. Deci pe asta nu există posibilitatea să descoperim. Și atunci, dacă nu există posibilitatea să descoperim, nu ține de o limitare tehnologică. Și la nivel de concept al filozofiei originale, că se întâmplă o împrăștiere, o separare asta, un branching în care pe de o parte se întâmplă și ce tu n-ai văzut, dar era posibil, nu poți ieși niciodată din realitatea ta, deci nu poți să găsești realitatea cealaltă în niciun experiment, în nicio chestie. E non-științific. Deci nu e pseudoștiință, nu e știință proastă. Nu e știință, devine religie. Cred eu că există chestia asta, care nu poate fi nici confirmată, nici negată vreodată. De asta nu sunt prea blând cu filozofia asta. Ideea de multivers înțeles, și anume că există ceea ce vedem noi deja, că avem un univers format din 4% materie și restul avem de-a face cu dark matter și dark energy și mai departe, pe care nu le detectăm și dedicăm resurse, asta înseamnă financiare și intelectuale, studierii dark matter-ului și posibilitatea de o interacțiune cu un alt univers, poate, care să conțină dark matter. Există o întreagă fântână de idei fizice și filozofice pe tema asta. Aici are sens, pentru că premiza este că dacă ai avea un alt univers care într-adevăr interacționează cu ăsta vizibil al nostru, atunci există posibilitatea de detectare sau de nedetectare, de confirmare sau negare experimentală. Ne-am uitat la exact cum trebuie să funcționeze lucrul ăsta și s-a întâmplat, ne-am uitat și nu s-a întâmplat, deci teoria aia nu e bună.
Dar e altă poveste. Deci nu vorbim de acel multivers cuantic, ci vorbim de un multivers de cosmologie. Da. Și de ideea că avem interacțiuni pe care le putem observa de tip gravitațional, dar nu există materia acolo, nu există energia pe care să o putem detecta. Ok, aia e o altă discuție la care nu mă pricep, dar nu este nonsens științific. Deci, unii care studiază asta au ceva de spus, realmente, și poate fi testat. Poate să fie greșit, ideea că e un alt univers care interacționează, poate să fie adevărat. Iar cei din prima categorie de mai devreme vă spune ambele se întâmplă, dar nu vom ști. Dacă deci să iese un univers care interacționează cu universul nostru, și ăla se conține mai multă materie decât universul nostru, eu mă împart de apă. Și ăla să conține mai multă materie decât universul nostru și noi să putem să folosim materia din universul ăla sau zicem universul nostru. Bine, o tehnologie mega, mega avansată pe care noi nu putem înțelege și... Nu, depinde, acum știu de ce înțelege fiecare prin el universul nostru sau nu el universul nostru. Că vă spune unii dacă putem interacționa și observăm și interacționăm, este în universul nostru. Corect. Și atunci ne uităm doar la cazurile de dark matter și dark energy, astea obișnuite, să zic așa, din fizică, pentru care se dedică experimente și cercetare în ziua de astăzi, ca să înțelegem de ce este mai mult. Deci, dark matter și dark energy e un subiect de studiu curent, care are posibilitatea să dea foarte multe informații despre universul în care ne aflăm. O filozofie aplicată peste chestia asta, care nu are legătură cu ce se studiază în mod direct, dar care spune, ok, dar dacă nu găsim și nu se dovedește că nu există dark matter și dark energy și... E vorba de o altă teorie fundamentală prin care un alt univers, un alt început, încă poate să facă schimb de informații sau de interacție gravitațională cu universul nostru, dar sunt alte dimensiuni ale timpului, spațiului, accelerația, alte lucruri, dar are alte constante fundamentale. Dar, pe de o parte, există o suprapunere într-o anumită regiune care permite să observăm noi aici galaxiile că se rotesc violând legile lui Kepler, de exemplu, în care capătul brațelor se întorc mult mai repede decât ar trebui. Ok, e o filosofie aplicată peste o teorie care teoria în sine e cât de cât solidă și se caută. Iar cred că ca estimarea mea, care e total subiectivă, nu e bazată pe o cunoaștere foarte bună, că în 100 de ani vom putea confirma sau elimina categoric toate teoriile curente cât de cât avansate despre dark matter și dark energy. Și sunt modele propuse și cred că tehnologii vom fi capabili ca în 100 de ani să vedem fiecare pe rând trece de anumite teste și anumite criterii și anumite observații experimentale tot mai avansate sau nu trece. Dacă nu trece, astăzi dată deoparte, ne uităm la ce a rămas în grupul de idei și teorii. Testăm. Se pot testa? Da, ok. Dacă se testează, hai să vedem. Mai trece niște timp, am mai testat, am mai eliminat unele și sperăm să ajungem la un adevăr sau o soluție confirmată în ideea asta. Care cred că ar fi adevărul? Nu am cum să știu. Sunt multe propuneri și una foarte solidă și care foarte promițătoare e ideea că există anumite particule noi, se numesc axioni. Poți așa, într-un nivel foarte simplist, să ai ideea următoare, că un foton se oprește într-un perete, e convertit într-un axion, axionul respectiv trece prin materie și nu interacționează cu nimic, că este dark matter. Și nu interacționează prin definiție, că asta e dark matter. Dar se plictisește după o vreme și mai zboară în direcția o vreme, cât nu face absolut nimic cu nimeni
Și brusc, el însuși se dezintegrează înapoi în un foton sau o pereche de fotoni și îi detectezi pe aia. Deci ai avut o sursă de radiație, de lumină, ai oprit, nimic și spontan mai departe pe direcția aia apare din nou radiație. E ceva care are posibilitatea de a fi testat experimental. Dificultățile sunt în chestia asta la nivel de execuție, nu la nivel de concept. Și dificultățile la nivel de execuție sunt date de faptul că noi trăim într-un fond foarte mare de radiație, de microunde, de, mă rog, nu microunde de la dispozitivele noastre. Și suntem în fondul universului de microunde, suntem absolut inundați de radiații electromagnetice, de fotoni, de la toate stelele din jur, de la toți pulsarii, de la tot ce mișcă în univers și radiază, creează un fond de radiație. Și atunci e foarte dificil ca tu să ai un experiment din ăsta foarte bine controlat, cu foton, cu foton, și după zeci de miliarde de miliarde de fotoni trimiși, să-i găsești pe câțiva care după aia, după ce au dispărut, au reapărut undeva mai departe. E nerealist momentan din punctul ăsta de vedere cum se pare pe restul universului, că nu poți să izolezi sistemul ăsta de detecție. Dar principial nu e interzis de nimic ca să poți să faci asemenea experiment la nivel de principiu. Apoi sunt alte experimente mult mai avansate care se uită la tot felul de probleme de asimetrie în foarte multe teorii și observații astronomice ca să înțeleagă ce s-a întâmplat acolo. Subiectul în sine este foarte complex, dar revenind la ideea de multivers, sunt aceste două multiverse pe care eu cred că știu de ele, și anume mecanice cuantice, și cu care nu sunt de acord, și asta în care zice, ok, s-a dovedit că nu există dark, s-a dovedit că nu există dark matter și dark energy, atunci poate există o altă formă de interacțiune și o overlap, o suprapunere între două universuri al nostru, cu legile noastre fizice, și un altul în care poate să fie unele asemănătoare și unele total diferite, și sunt anumite efecte observate din interacțiunea asta a universului. Acolo se oprește înțelegerea mea. Am arătat un chis, de exemplu, când s-a... după Big Bang, să avem un alt univers. Adică să-l avem pe ăsta... Big Bang-ul nostru a dat universul nostru. Da, și din... Să ne gândim că din... Poate din al nostru, direct să creăm altul. O dublură... Nu, o filozofie un pic mai realistă este că simultan cu Big Bang-ul nostru a mai existat Big Bang-ul în alt univers. Sau așa. Și atunci avem... un alt număr de dimensiuni. O să fie o infinitate de... Ideea de infinitate e mai degrabă un concept matematic. Da, că și nici universul nostru nu e infinit, e... Nu e infinit. Numărul de particule în universul nu este infinit, mai chiar foarte finit. E un număr foarte mare. Dar este finit. Ești foarte ce poți să scrii în calculator. Trăiască notația exponențială. 10 la 60 și are sens. Dar 10 la 30, mă rog, depinde despre ce vorbim. Fotoni, univers, nuclee de heliu, nuclee de hidrogen, mă rog, fotoni. Sau altceva. Dar, da, distanțele nu sunt infinit de mari, nu sunt infinit de mici. Timpii nu poate să fie infinit de mari, nici infinit de mici. Există acea constantă Planck, în jurul care s-a format mecanica cuantică în sine, și avem timpul Planck care ar fi și distanța Planck, care sunt niște limite date de cât poate să meargă viteza luminii într-un timp Planck sau invers, cât durează ca viteza luminii să parcurgă o distanță Planck, o distanță
foarte mică, numărul în sine este foarte mic, e folosit pentru cuantificare, să faci separarea între absolut două stări de ceva, cea mai mică separare posibilă în energie, în timp, în spațiu, orice unitate măsură vrei, nu poți la un moment dat să cobori sub o anumită limită, deci nu mai poți să ai două puncte mai apropiate de atâta. Aia, ești într-un punct, brusc ești în alt punct. E o distanță. Și viteza finită a linii are nevoie de un timp să parcurgă acea distanță. Deci, dacă asta ar fi diferită, într-un univers diferit, evoluția ar fi diferită, dacă cea mai mică variație unei alte constante, de exemplu, permeabilitatea electrică a vidului sau ceva, schimbă totul. Permeabilitatea magnetică, schimbă totul. Poți să nu ai particule deloc. Poți să ai un univers în care, după Big Bang, nu s-au putut închega particule. Nu s-au putut separa anumite forțe, nu, depinde foarte mult. Ne putem imagina orice, aproape. Dar, da, să zicem că există posibilitatea ca așa ceva să se fi întâmplat, nu avem momentan cum să știm dacă s-a întâmplat sau nu, dar, în esență, se pot găsi soluții pentru a valida sau invalida fiecare speculație din asta și fiecare teorie mai complexă. Teorie nu înseamnă speculație și nici speculație nu înseamnă teorie contrară a ceea ce apare în media de obicei când zici. Am eu o teorie despre asta. Nu, ai o speculație. Speculație. Sau o bănuială sau o intuiție. Nu, teorie... Teoria trebuie să o testezi. Teoria nu trebuie să o testezi în mod deosebit. Poți să o testezi și să iasă bine, poți să o testezi și să iasă prost și atunci o arunci, o teorie proastă. Dar se bazează pe un set consistent de reguli și pe o cunoaștere anterioară. Și date. Anterioare, dar da. Poate nu reușește să prezică bine și atunci nu e o teorie bună. Dar o teorie se obține, ne uităm la lucrurile astea, cum se întâmplă, știm cum funcționează o grămadă dintre ele, nu știm cum funcționează ceva nou. Dar propunem mai multe feluri, mai multe mecanisme cum s-ar putea întâmpla, și teoria noastră validează în urmă că funcționează cu chestiile pe care le observăm și încercăm să prezicem ceva care încă nu s-a observat. Și dacă prezice, putem spune că o teorie bună, dacă a fost corectă, și dacă nu prezice, poate să fie o teorie proastă sau poate să nu fie ajuns încă experimentele la acuratețea și finețea necesară sau o teorie incompletă, dar încă funcționează în urmă. Dacă teoria nu funcționează în urmă, nici nu are rost să discut despre ea, nu este o teorie. Că nu m-am trezit noaptea după un coșmar și scriu ziua că am avut o teorie. Trebuie să funcționeze. Dau exemple de chestii astea foarte evidente și complexe. Teoria gravitației lui Newton. Se cheamă teorie. Funcționează, o pot verifica. La scala Universului nu mai funcționează la fel de bine, dar asta nu înseamnă că nu e o teorie bună. Funcționează până la o limită foarte, foarte mare, doar că nu e o teorie universală. Teoria relativității lui Einstein, într-un caz special în care viteza este foarte mică, se suprapune perfect cu teoria lui Newton. La viteze foarte mari, unde teoria lui Newton nu mai dă rezultate bune, teoria relativității dă rezultate bune. Și asta înseamnă că teoria relativității generală sau teoria specială e compatibilă în urmă cu Newton pentru cazurile particulare, dar generalizează și mai mult și funcționează. E susținută de experiment. Funcționează în generalizarea sa peste formularea clasică a lui Newton. Deci, a lui Newton a fost o teorie bună, este o teorie bună, poate fi folosită cu succes să prezică mișcările planetelor, să prezică foarte multe lucruri, dar nu la distanțe extraordinar de mari în univers și la viteze foarte mari. Dar, în continuare, a descris
lucrurile observate atunci corect, a descris și a prezis niște lucruri bune pe viitor, dar are o limită până la care funcționează. Deci nu e o teorie universală. Teoria relativității o avea și ea limitele ei, dar e mai universală decât al lui Newton. O reduci la un caz particular, iese aia și confirmă, și confirmă tot ce vedem, după care aplici la scale mai mari și confirmă... Ne-am întins, Andrei, nu glumă, plus ce am mai vorbit și în backstage. Ce să zic, că nu mi-a părut bine că ai venit. Da, la... și mie mi-a făcut mare plăcere să vin la voi să vă revăd. Ne-am fi întins mai mult, aveam mai multe chestii discutat, dar nu ce în 3 ore. Deja în 3 ore plictisim și audiența. Da, da. Trebuie să ne întoarcem la pisicile noastre. Faza e că mai avem de discutat despre artificial intelligence, despre inteligență în univers, dacă vor mai fi. Și natural stupidity. Pe lângă artificial intelligence. Și... Că multă lume se sperie că vine sfârșitul lumii din cauza inteligenței artificiale. Dar nimeni nu e deranjat de prostia naturală. Dacă te gândești, noi aici am trăit toate bazaconile. Anul 2000, anul 2012. Tot. Cuba Missile Crisis, care e prostia naturală. Ca și ce se întâmplă acum, care ne pune în pericol existența. Oricum, dacă vine sfârșitul lumii, știi... Vorba veche din popor, că suntem așa de în urmă încât mâneve mai trăim. Mai trăim. Nu, mai îl trăim. Încă vreo 100. Nu, nu tocmai. Dar, da, uite, asta, da. Cum ar putea fi, cum ar putea veni sfârșitul lumii? E o tematică interesantă de discutat. Da. Pentru că sunt multe lucruri care, fie mai simple, fie mai complicate, pot termina lumea, de la probleme biologice, până la asteroizi, până la război nuclear, până la schimbări climatice, deci ai de bine, acum schimbările climatice, îți dai seama că avem nevoie de mult timp până când, să zicem că... Unele aduc sfârșitul lumii mai repede și altele mai încet. Da. Unii le aduc complet, altele le aduc doar pentru anumite specii. Corect. Cum au fost extincțiile masive din trecut. Supraviețuiesc furnicile. E mult de discutat. No, nu, gândaci, de bucătărie. Gândaci, da. Dar știi că furnicile sunt cele mai vechi pe pământ aici. Nu. Nu? Furnicile și albinele sunt destul de moderne. Băi, da. Ia vă cum găsați. Da, ne trebuie un Google Search. Dar din câte știu eu, albinele care produc miere sunt foarte moderne, în sensul că după dispariția dinozaurilor, în non-aviani. Nu, stai puțin. Sunt mai vechi decât noi oamenii. A, mai vechi decât noi oamenii, da. Acum, nu te hotărăști că sunt oameni de la genul Homo sau sunt oameni de când mai vechi ca noi oamenii de la primate, de la... Nu, hai să luăm de la Homo sapiens. Nu, hai să luăm de la genul Homo și destul de mult din urmă, deci eu... Homo habilis, Homo erectus, da. Deci nu australopitecul, după, să zicem, 3 milioane de ani. Protonii, aruncăm numere, la scală geologică, nesemnificativ dacă sunt 2 sau 3 sau 4. Nu, furnicile au mult mai multe. Furnicile cred că sunt de pe vremea dinozaurilor. Ca și viespi și albine care nu produceau miere. Problema mierii e, și încheie imediat, e că plantele care produc polen și nectar sunt relativ moderne. Majoritatea plantelor pe vremea dinozaurilor erau gen ferici. Da. Nu erau atât de multe flori. Multe plante moderne sunt, contemporane sunt relativ moderne. Evoluția nu s-a oprit niciodată. Nu... Când spune cineva că au rămas crocodilii sau rechinii de 300 de milioane de ani, nu e adevărat. Forma lor, poate anumite, poți să trasezi în urmă că sunt reptile, sunt pești, sunt așa care după aia au avut o succesiune de etape evolutive până la astea moderne. Dar rechinii de astăzi nu sunt rechinii de acum 200 de milioane de ani. Și nici crocodile de astăzi nu sunt crocodile de astăzi. Cum nici oamenii. Nici oamenii. Dar
Așa pot zice și mamiferele, că au apărut de când au apărut și dinozaurii. De la proto-mamifere, de la toate alea mai mici, mai mari. E complicată ideea. Dar ce era în ideea asta, că au fost tot felul de explozii de diversiune biologică urmate de extincții masive, iarăși s-au umplut toate nișele și mediul. Și s-a accelerat evoluția, iarăși s-a mai stagnat, dar stagnarea aia înseamnă evoluție mai înceată, nu că s-a oprit. Evoluția e foarte rapidă când există nișe de umplut, cum a fost relativ recent, de niște milioane de ani, unirea Americii de Nord cu America de Sud prin înălțarea zonei Panamaului. Și atunci, cazul ăsta este destul de celebru. Canizi, vulpi, principal, în America de Nord, au ajuns în America de Sud, unde s-au diversificat imediat, în foarte scurt timp, o grămadă de specii diferite. Mă rog, au fost multe animale care s-au schimbat, dar ăsta este cazul folosit ca exemplu pentru cât de rapid, în decursul a un milion de ani, ai avut o grămadă de feluri de vulpi diferite între ele, care unele arată ca niște câini, unele sunt mai înalte, au umplut toate nișele, unele mergeau peste iartă înaltă, altele au ocolit anzi și tot și au venit pe partea de vest a Americii după 2000 de ani de mers, sau chiar mai mult, tot așa într-o perioadă când a fost mai verde și mai bine în sud și au putut să treacă în partea cealaltă și au alte forme și alt aspect. Interesant. Merită să vorbim și despre asta. Ține. Cu Andrei putem sta ore întregi. Nu știu pe ce vreau să dar îmi place. Da, interesant ce mi-a să... Aflu de la voi lucruri noi, aflați voi. Așa greșim amândoi, căutăm clar greșit, da. Corectăm. Da. Interesant. Mi-a făcut plăcere. Și mie. Aștept pe data viitoare. Și să ne bucurăm că suntem niște produse ale Universului. Da, praf de stele, închegat, care se întreabă despre cum am ajuns noi aici. Da, cum am ajuns aici? Atomii care își pun întrebarea despre... Puneți mâna și cercetați. Mulțumim și cameramanului nostru, Andreea. Ce? Și tare, Andreea. Și să ne revedem cu bine. Ne revedem.